Această femeie a venit a doua zi la Direcția Asistență Socială pentru a obține prelungirea gradului de dezabilitate pentru copilul său de 5 ani. У ребенка врожденная катаракта. Она и не поменяется. Мне просто надо продлить ТЭКовскую справку. И для этого вот надо простоять столько времени. Раньше была запись. Мы записывались в центре матери ребенка, нам назначали день, мы приходили, была комиссия. Нам на следующий же день выдавали справку, и все, и мы уходили оттуда. А здесь выходят, нам объяснили, еще надо 3 недели ждать. Почему они не говорят, на какое время, зачем я должна прийти 10 числа и в порядке живой очереди опять целый день здесь терять? Вчера пришел мужчина, который был первый, он был здесь в 5 утра. Рух моду такси туда, что не мой гасель ничего дата в яте. Даю тремор, я катрем, что пот не ни к мене. Не шу ждем, он с моду к дому, что же мы интердзет к документу есть. O altă femeie care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul spune că are grupă de invaliditate de 10 ani, doar că așa bătaie de joc acum nu a mai fost. Acum trebuie să vii să te programezi iar din nou aici cu tot cheș, cu tot pachetul de documente, gata. Deci programează-te și mai așteaptă o săptămână, oricât e necesar. Zi, dar ieri era imposibil ce era aici. Am șezut tătă ziua și n-am dovedit să intru. Cei de la asistență socială spun că aceste cozi apar din cauza medicilor de familie. Foarte multe persoane vin documentele necompletate până la urmă și suntem nevoiți să întoarcem persoana înapoi la medicina de familie. Contactat de TV8, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății ne-a spus că în 2 săptămâni vor fi create structuri teritoriale în fiecare sector din Chișinău și problema va fi rezolvată. La moment suntem în proces de identificare a spațiilor și angajării personalului care vor activa în cadrul structurilor teritoriale ale Consiliului. Noul mecanism de determinare a dizabilității a fost aprobat de guvern încă în luna martie.